Un bărbat a ajuns după gratii după ce și-a încălcat ordinul de protecție, a intrat peste soția lui în casă și a agresat-o fizic. Mai mult decât atât, la sosirea polițiștilor, bărbatul a devenit agresiv și a spart geamul autospecialei. Polițiștii secției 2 rurale Săcălaz au fost sesizați cu privire la faptul că o femeie de 33 de ani din localitatea Johannesfeld a fost agresată fizic de către soțul ei în vârstă de 42 de ani, care a distrus ușa de la intrare și a pătruns fără drept în imobil, încălcând ordinul de protecție care era emis pe numele acestuia pentru o perioadă de 6 luni, din data de 30 iulie 2024. Polițiștii ajunși la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, bărbatul fiind de îndată imobilizat, încătușat și introdus în autospeciala de poliție, unde a devenit recalcitrant și a distrus geamul portierei. Femeia a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de încălcare a ordinului de protecție și distrugere, bărbatul fiind condus la sediul secției pentru a fi audiat. În urma probatoriului administrat a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, bărbatul fiind introdus în arest.